Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat recent noul cod silvic 2024, iar conform acestuia au fost introduse noi măsuri dure, anunțul fiind făcut de ministrul mediului. În ședința de guvern de ieri de la Palatul Victoria a fost aprobat un nou proiect legislativ și anume noul cod silvic 2024. Conform noului document legislativ, au fost introduse noi măsuri dure, mai ales în ceea ce privește combaterea tăierilor ilegale de păduri, îndreptate preponderent împotriva mafiei lemnului. Este primul cod silvic din 2008 și până astăzi este scris de la zero și este născut într-un context firesc, după cum a declarat ministrul mediului Mircea Fechet după ședința de guvern. Tăierile vor fi interzise în aproape jumătate din suprafața de pădure a țării. Până acum ele erau interzise doar în parcurile naționale. Codul silvic va permite statului să își asume împădurirea terenurilor care au fost despădurite și abandonate de proprietar. Totodată se oferă cadrul legal pentru lupta digitalizată cu tăierile ilegale de pădure prin monitorizarea video a drumurilor de acces în pădure și implementarea sistemului de imagini satelitare. Este un act esențial pentru creșterea suprafețelor împădurite ale României. Vrem să prevenim și să combatem tăierile ilegale și furtul de lemne prin pedepse mai aspre. Ieri e vorba de noul cod silvic, o lege mult așteptată. E primul cod după 2008, adoptat în conformitate cu prevederile Strategiei Naționale pentru Păduri 2030, pe care am aprobat-o în guvern în anul 2022. Atât strategia cât și codul în sine, elaborarea acestuia au fost finanțate prin PNRR și reprezintă jaloane pe care statul român și le-a asumat. Era nevoie de o schimbare a cadrului legal și de introducerea unor măsuri dure împotriva tăierilor masive și ilegale de păduri. În acest context, ministrul mediului spune că noul cod silvic 2024 este unul echilibrat care s-a născut în urma unui dialog extins, serios și bine argumentat cu toți actorii din acest domeniu.